Lângă faptul că este o zonă rurală, noi suntem și așezați la o altitudine așa un pic mai ridicată, să zicem, undeva la 700-750 de metri este altitudinea satului Lădăuz, și care face parte din zona depresionară în torsura Buzăului. Este chiar în partea cea mai nordică a depresiunii, deci undeva la noi este frigul poate un pic mai mare sau este mai frig decât la întorsura Buzăului. Întorsura Buzăului care este recunoscută ca fiind unul dintre polii frigului pe lângă Miercurea Ciuc, Toplița Joseni. Din cauza lipsei termoizolației din exterior, când frigurile erau foarte mari, gerurile de minus 30 de grade, era foarte greu și este foarte greu să încălzești clădirea la capacitate. Motiv pentru care cei mai mulți dintre copii, mai ales cei mici, pentru că funcționează și clasele 1-4, respectiv grădinița, erau nevoiți cumva să suporte și să stea cu hainele de iarnă pe ei, ca să nu le fie frig. Odată cu reabilitarea și termoizolarea clădirii, această problemă va fi cel puțin parțial rezolvată. Odată cu înființarea asociației în care sunt membru, voluntar, o asociație mică, Asociația de Tineret Împreună pentru Barcani, ne-am înscris cumva într-un grup al asociațiilor care au ca scop întrajutorarea și identificarea nevoilor anumitor comunități. OLX a dezvoltat acest proiect și și-a dorit să identifice posibilele asociații care ar putea să propună posibile școli cu probleme reale în anumite comunități. Școala aceasta este importantă pentru că deservește astăzi acestor 90 de copii care, cu siguranță, 90% din ei nu ar avea posibilitatea să studieze la o altă școală. Dacă școala nu ar exista și nu ar funcționa în condiții normale, cel mai probabil părinții ar trebui să suporte niște cheltuieli suplimentare pe care poate nu le-ar putea suporta pentru a-i putea duce la cea mai apropiată școală. Sau, în cel mai rău caz, unii dintre acești copii chiar ar putea să renunțe la școală din aceste nevoi și din această cauză. Comunitatea aceasta din Lădăuți a fost și este o comunitate foarte unită și foarte strânsă. Și-au dorit întotdeauna să aibă școală, și-au dorit să aibă biserică și într-un final au reușit să și aibă. Ca și construcție, ea este produsul a ceea ce bătrânii noștri numeau preștație. Ce înseamnă această preștație? Înseamnă că oameni cu căruțele lor, cu cailor, cu boilor, mergeau în zonele dinspre râul Buzău, în lunca Buzăului, aduceau pietriș, balastru și alte agregate pe care le amestecau cu ciment și fier și cum meșterii din sat care își rupeau din timpul lor, din activitățile agricole care predominau în această zonă, zona fiind recunoscută an la rând pentru cultura cartofului. Foarte, foarte importantă zonă legumicolă, să zic așa, și au reușit să-și construiască această școală. Gândiți-vă numai un singur aspect, ne aflăm la 7-8 km de orașul întorsura Buzăului. Când am auzit noi de întorsura Buzăului la televizor vreodată, dacă nu spunându-se că e frig? Acele inversiuni de temperatură care se manifestă în întorsura Buzăului, Lădăuțul fiind parte al depresiunii întorsura Buzăului, clar se manifestă și în localitatea noastră. Ori dacă stăm să ne gândim că lemnul doar în ultima lună a crescut undeva prețul cu 50-60%, o să ne putem da cu ușurință seama că nevoile materiale ale școlii sunt foarte greu de acoperit. Închipuiți-vă câtă resursă de lemn trebuie să utilizăm pentru a încălzi o clădire care nu are o izolație termică cum trebuie. E una dintre prioritățile noastre majore și a fost întotdeauna, însă, v-am spus, resursele limitate. De asemenea, avem grupurile sanitare care ne-au făcut o groază de probleme, în primul rând pentru faptul că o bună perioadă de timp nu am avut apă. Băile care datează de undeva de acum 15 ani, care au fost făcute în niște condiții destul de precare și care în momentul acesta sunt depășite, uzate moral, fizic, cum doriți în momentul acesta. Acestea ar fi
două dintre lucrurile necesare nouă în momentul acesta, pentru că așa ne putem gândi, visa la digitalizare, la orice. Eu am o vorbă, că învățământ seara și pe burta goală nu se face, dar așa și putem spune că și fără minimile condiții nu poți să ai tablă interactivă și WC-ul în fundul curții.